Bună regăsire, dragi prieteni ai fotbalului, vă spun de pe stadionul Intergaz din Popește Ordeni, care cu această ocazie revine pe harta fotbalului mare, să spunem. Aici juca fosta echipă divizionară secundă Intergaz București în urmă cu vreo 10-15 ani, poate chiar mai bine. Sunt Cristian Frisc pentru FRF TV, vă invit să urmăriți finala Ilfoveană, care are o singură certitudine acum, minutul 0 al acestei duble manșe, la final de finală. Pentru promovare, o echipă a județului Ilfov va promova în Liga Secundă, urmând să evolueze acolo, indiferent de care va fi numele acesteia, Sport Club Popești de Ordeni sau CS Tunari. Cele două echipe s-au mai întâlnit deja de 5 ori, punctele s-au împărțit perfect egal în partidele din sezonul regulat, respectiv play-off, în seria a 4-a din Liga a 3-a. Așteptăm un meci evident foarte echilibrat în această după-amiază. Condițiile sunt destul de bune, au fost spre 27-28 de grade Celsius până acum vreo jumătate de oră. Acum văd că s-a pornit așa deodată, parcă un vânt, chiar spre vijelie am putea spune că este. Meciul, cum spuneam, se anunță a fi foarte, foarte încins. Există deja o rivalitate sportivă creată între cele două grupări ale județului Ilfov, ambele susținute din plin de către comunitatea locală, primăria și consiliul local, atât în cazul Popeștiului, cât și în cazul Tunariului, este principalul acționar, să spunem, cu ghilimelele de rigoare, pentru pentru fotbal, pentru cluburile sportive din localitate. Tunariul evoluează într-un echipament de culoare închisă, în vreme ce Popești de Ordeni și-a păstrat culorile de tradiție pentru acest meci de acasă, alb și roșu. Suntem pregătiți să începem așadar. Arbitru este Iulian Călin, vom reveni asupra brigăzii ceva mai târziu, deocamdată să prezentăm echipele care se confruntă. Oaspeții de la Tunari cu Devenish Harrison între puturi, un portar australian. Începe chiar acum meciul, dragi prieteni. Dăm și noi drumul la cronometru exact la ora 18. A fost notat startul acestui meci. Așadar, revenim, Tunariul cu Devenish Harrison între puturi. Linia de fund, Gabriel Prumbuitu, numărul 19 pe partea dreaptă. Benjamin Hanzu, numărul 4, și cu Alexandru Gheorghe, numărul 14, sunt fundașii centrali. Alexandru Stan pe partea stângă, purtătorul tricoului cu numărul 77. La mijloc, Alexandru Stoian, numărul 21, Daniel Novac, numărul 26, Bogdan Barbu și capitan de echipă, numărul 10. În față, o tripletă cu Marian Mihai, numărul 20, Claudiu Herea, cunoscutul Claudiu Herea, numărul 11, și Andrei Zătreanu, care este și a fost, de fapt, capitan de echipă la meciul trecut, cu Farul 2 Constanța, numărul 7, poartă Andrei Zătreanu pe tricou. Banderola i-a revenit astăzi lui Bogdan Barbu și el un jucător foarte experimentat în lotul condus de către Gabriel Manu, fiul fostului portar de la Rapid, de la Sportul Studențesc. Acum o acțiune a popeștenilor pe partea stângă. Se forțează pătrunderea în care a fost acolo o contră la minge și arbitrul Iulian Călin din Ștefănești, județul Argeș, indică reluarea jocului cu o lovitură de la poartă, o repunere de la poartă din careul mic. Rezervele oaspeților, Dani Zvoranu pentru postul de portar, Pârcu, Coman, Avădanei, Lamsu, Tunsu, Badea, Liviu, Oșca și Pâncescu. Antrenor Gabi Manu, preparator fizic Ilie Stan, antrenor secund Alin Ilin, kinetoterapeut Mihai Bulgaru, antrenor de portari Corneliu Fulga și delegat Laurențiu Vlădilă. Să știți că mi se pare important pentru toți acești oameni să fie menționați, pentru că ei practic sunt echipa din spatele echipei și e păcat până la urmă să nu îi menționăm într-o transmisiune care, zic eu, că rămâne așa de colecție, de palmares pentru vitrina fiecăreia dintre echipe. O transmisiune pe FRF TV într-o dublă manșă cu o astfel de miză, calificarea sau promovarea pentru Liga Secundă, este într-adevăr o mare performanță. Degajarea este imprecisă, e împotriva vântului, echipa Tunariului în prima repriză, motiv pentru care și degajarea lui Harrison Devenish, și ați văzut, n-a fost dintre cele mai fericite. De partea cealaltă, Sport Club Popești de Ordeni cu Achiriloae între buturi. Linia de fund, Neculăiță, numărul 14 pe partea dreaptă, Vlad Motroc, numărul 4, Mihai Lulescu, numărul 23. Sunt în centru, Toma Vincene ar trebui să fie fundașul stânga, numărul 2. Mă opresc pentru că trebuie să urmărim această acțiune cu Zătreanu, care încearcă să tragă către centru, trimite mingea acolo, dar balonul este prins în cele din urmă de Achiriloae în doi timp cu ceva emoții. Linia de mijloc, Antonio Trandafirescu, numărul 17, Onur Caplan, numărul 15, Leonard Boiangiu, numărul 20,
Florian Niculae, numărul 11, în vreme ce atacanții sunt Vlad Ghineț, numărul 8, și Alexandru Păun cu numărul 3. Da, și, și Florian Niculae este tot atacant în această formulă. Stan nu atinge acea minge, nici Neculăiță, care avansase acolo, balonul iese afară. Rezervele gazdelor, Voican pentru postul de portar, Nedelcu, Parcea, Tâlmaciu, Angel, Șutru, Sima, Angel, Patrick Angel, pentru că mai avem un Angel, Alexandru Angel, și Alexandru Ivan. Capitan de echipă este Vincene Toma, purtătorul tricolului cu numărul 2, care joacă fundaș dreapta, n-a fost chiar într-o ordine, ceea ce am spus eu mai devreme, despre posturile jucătorilor. Vincene Toma, care are o poveste aparte, o poveste frumoasă, vă voi spune de-a lungul acestei partide. Valentin Ivan este antrenorul principal, Cristian Popescu antrenor cu portarii, Marian Ionică masăr, Paul Tărteleac delegat și Boris Zaharia medic pentru echipa gazdă. Între timp, vântul s-a întețit și mai tare, să știți, față de precedenta mea referire la acest aspect meteorologic. Iulian Călin la centru, Florian Vișan, Daniel Vlase la cele două linii, Sergio Anton este al patrulea oficial, aceasta este brigada, Radu Petre, observator delegat pentru probleme de arbitraj, și Raluca Șerban pentru probleme de joc. Deja am primit o știre pe care probabil ați aflat-o, deoarece este virală. Meciul dintre Viitorul Dăi și CSM Alexandria nu se joacă la ora la care a fost planificat, stabilit la rând cu toate celelalte baraje, pentru că terenul de joc din comuna Fedeleșoiu, lângă Râmnicu Vâlcea, a devenit impracticabil, a fost o rupere de nori, o ploaie torențială acolo. Arbitrul Ionuț Coza din Cernica a ieșit cu vreo jumătate de oră înainte, a văzut că terenul este impracticabil, a repetat procedura la ora 18, ora oficială de start, și s-a decis ca meciul să se mute mâine. De la ora 11 se va juca pe stadionul municipal din Râmnicu Vâlcea această partidă între Viitorul Dăiești și CSM Alexandria. Acum depășește Maria Mihai acolo pe partea stângă, vine centrarea, balonul este respins de Onur Caplan. Toma Vincene așează această minge. Cei care sunt la balon au fost popeștenii cu Vlad Ghineț. Încă o dată Onur Caplan, foarte bun gazonul aici la Popeștile Ordeni, gazdele s-au îngrijit de câțiva ani de zile ca suprafața de joc să aibă o calitate deosebită. A fost creat și un amestec de mraniță și tot felul de alte substanțe care au făcut ca gazonul să fie foarte, foarte rezistent și de foarte bună calitate. La capitolul absențe, de la Popești lipsește Vlada, care a luat cartonaș roșu în partida cu CSA Fumați, în partida tur, disputată tot pe acest stadion. A lovit intenționat fostul jucător rapidist și a fost eliminat, fiind suspendat pentru două etape. Își spășește acum ultima etapă de suspendare, a stat și în returul cu Afumați. În vreme ce la formația tunăreană sunt mai mulți absenți, Lucian Ion, care și-a fracturat piciorul în intersezon, înainte de reluarea returului, a suferit o gravă fractură de tibie și peroneu, dublă fractură, la un meci amical cu Alexandria, culmea. Mai lipsește și Șandru, care de asemenea a suferit o accidentare aproape banală. A sărit la o minge la detentă, apoi când a aterizat a călcat strâmb și a suferit o întorsă. Maria Mihai preia în partea stângă, încearcă să-l depășească pe Toma Vincene, reușește dribblingul, centrarea vine către Careu, dar nu este nimeni acolo și mingea e recuperată de Popeșteni, care transmit departe. A fost Leonard Boiangiu și iată o foarte bună acțiune de contraatac. Cele două echipe, spuneam, se cunosc foarte bine, motiv pentru care așteptăm două manșe extrem, extrem de echilibrate. Două manșe care s-ar putea să n-aibă nevoie numai de 180 de minute, ci poate chiar de 210 minute. Un alt absent din tabăra formației oaspete CSE Tunar este Mitrică. El s-a accidentat la nas, a primit o lovitură în meciul cu Farul 2 Constanța. Și apropo, hai să facem o trecere în revistă și asupra traseului echipelor. Tunarul a câștigat seria detașat cu 9 puncte avans față de Popeștile Ordeni, au fost colege în seria 4 cele două, apoi în semifinala barajului
Popești de Ordenia a învins pe Afumați aici pe stadionul Intergaz cu 2-1. A fost un meci extrem de spectaculos. Afumățenii au deschis scorul, dar a venit apoi egalarea lui Motroc, un șut de la 40 de metri, bară gol, transversală și gol direct din lovitură liberă de undeva de lângă cercul median. Iar apoi Trandafirescu a marcat cel în repriza secundă, un gol spectaculos, o foarfecă din apropierea porții. În aceeași zi, Tunariul a pierdut cu 3-1 pe terenul celor de la Farul 2 Constanța. A fost printre cele mai categorice înfrângeri ale acelei etape, dar Tunariul câteva zile mai târziu a reușit să refacă cartul și a bătut-o cu 4-0 pe Farul Constanța pe teren propriu, făcând astfel posibil revirimentul și calificarea totodată în finala barajului. Tot atunci, Popești de Ordeni a făcut 1-1 în deplasare cu Afumați și cu scorul general de 3-2 s-a calificat. Tunariul s-a calificat cu scorul general de 5-3. Să vedem această acțiune. Șutul este deviat. Destul de bună această acțiune. A fost însă la post și apărătorii de la Tunari. Antonio Rafael Trandafirescu, jucător de urmărit, mai ales că este junior, e născut în 2003. El a marcat acel gol al victoriei cu Afumațiul, vă spuneam, la poarta cealaltă, nu la cea la care atacă acum Popeștiul. Mingea așezată acolo de Boiangiu, din nou pentru Trandafirescu, centrare cu dreptul! De pe partea stângă, reloarea cu capul este din mijlocul careului, dar a fost, se pare, un fault sesizat de către arbitru și este lovitură liberă directă pentru echipa în apărare. Sunt destul de mulți spectatori, cred că undeva la 600-700 de spectatori pot fi numărați astăzi la partida dintre Sport Club Popeștile Ordeni și CS Tunari. Nu-mi dau seama exact pentru că nu știu cât este exact capacitatea acestui stadion, însă oricum tribunele sunt înțesate de lume. În spatele porții unde atacă Tunarul în prima repriză este deja o mantinelă vie, poate vom vedea, e un parc public acolo și oamenii care n-au încăput în stadion pentru că s-au emis tichete de intrare cu valoare zero, oamenii au trecut acolo și privesc partida prin ochiurile gardului de sârmă care desparte parcul de stadion. La fel și în partea cealaltă sunt popeșteni care se uită la meci de pe terenul sintetic, care este pus pe axă inversă față de terenul oficial al acestui complex sportiv, care se numește, cum spuneam, Intergaz. Bănuiesc că nu mai trebuie să spun că în cazul în care avem egalitate perfectă, nu contează cine a marcat de mai multe ori în deplasare în cele două manșe, se va trece la prelungiri, două reprize, câte 15 minute s-a eradicat acea regulă a golului marcat în deplasare sau golurilor mai multe marcate în deplasare. Maria Mihai din nou preia pe partea stângă, combină cu ex-jucătorul Astrei, Alexandru Stan. Centrarea lui Maria Mihai este respinsă de Vincene Toma. Vali Ivan, antrenorul gazdelor, l-a chemat pe Florian Niculae, unul dintre atacanți, ca să-i dea o scurtă indicație până când s-a reluat cu aruncare de la margine. Niculae, iată-l combinând acolo, ieșirea pe contraatac a popeștenilor este închisă, face pressing același Niculae după încercarea de combinație cu Vlad Dineț. Degajarea lui Harrison Devaney și este un fault văzut de arbitru. Oricum, Onur Kaplan recuperase mingea. Onur Kaplan este un jucător turco-francez, stabilit însă în România. Turc ca origine, după cum spune și numele probabil, dar școlit în Franța, inclusiv pe plan fotbalistic, dar și academic. În sezonul regulat, Popeștiul s-a impus pe teren propriu cu 1-0, a pierdut în retur 2-1 la Tunari. Apoi cele două s-au mai întâlnit de 3 ori în play-off, pentru că practic așa este sistemul cu 3 tururi în play-off. Primele 4 echipe mai joacă 9 etape acolo. Avem tot așa rezultate simetrice. A învins Tunariul cu 5-2
cu 5-0 în prima partidă, apoi 5-2 pentru Popești de Orden și în ultimul meci, în turul al treilea, tot la Tunare, a fost 3-3. Acel meci câștigat cu scorul de 5-0 de către Tunari a stabilit cumva și o relație de prietenie amicală între cele două conduceri, deoarece s-a disputat în ziua de vineri, în condițiile în care Tunariul oricum în general juca sâmbătă. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că meciul a fost programat chiar de Paștele Catolicilor, iar la Popești de Ordeni populația este majoritar catolică. În acel context, conducerea clubului oaspete a solicitat mutarea pentru ziua de vineri a meciului, lucru care a fost acceptat și de conducerea de la Tunari ca semn de respect pentru faptul că aici sunt, cum spuneam, mulți catolici. Suntem în minutul 14 de joc. Sport Club Popești de Ordeni la egalitate albă cu CS Tunari. Deocamdată nu s-a întâmplat aproape nimic notabil la cele două porți. Este așa numită perioadă de studiu reciproc între cele două echipe. Un meci, cum spuneam, interesant. Un meci care vine ca o cireașă pe tort pentru ambele echipe. Anul trecut cele două au fost eliminate de Progresul Spartac din drumul către Liga Secundă, în semifinale Popeștiul, în finala pentru promovare echipa din Tunari. Acum, pentru că Progresul a fost în Liga Secundă, de unde a retrogradat după dublă manșă în play-out cu Metalul Globus, cele două au avut, să zicem, un traseu ceva mai liber, așa că au ajuns să lupte una contra celelalte pentru promovare. Ambele echipe doresc promovarea. Nu există, dacă ai ajuns până aici, nu se mai pune problema dacă vrei sau dacă nu vrei, trebuie să faci tot posibilul să mergi mai departe. Vincene Toma a aruncat de la margine, a preluat acolo Florian Niculae. Singura soluție pentru el a fost pasa înapoi pentru Onur Caplan. Intră în joc și fundașii Mihai Lolescu. Pasa pe partea stângă, reprimește Lolescu. Poate să aerisească spre Vlad Motroc, autorul acelui gol magnific, spuneam. Este urmărit de tatăl său, cunoscutul fost fotbalist Motroc, din tribună. Mai este și Dinu Todoran, antrenorul de la FC 2 Voluntari, prin tribună, plus mulți alți oameni de fotbal și de sport care au ales să petreacă această după-amiază foarte frumoasă de altfel, în mijlocul vacanței dintre 1 iunie și Rusalii, în compania unui fotbal de calitate și într-o companie foarte plăcută, pentru că practic este un mediu aparte tot ceea ce se întâmplă și la nivelul fotbalului, pe care unii îl numesc mic. Eu n-aș folosi acest apelativ, pentru că sunt foarte mari ambițiile și investițiile de asemenea sunt extrem de ridicate, chiar dacă nivelul e considerat de ligi inferioare. Combinația acolo, Vincene Toma a pasat către Vlad Ghineț. Centrarea lui Vincene Toma este respinsă de fundașii Arsenalului. Acesta este numele simbolic, Arsenal Tunari, pentru echipa vizitatoare de astăzi. Arbitrul Iulian Călin oprește jocul pentru că a fost acolo o ciocnire. Mingea plecase de la locul de unde s-a întâmplat acel mic incident, acea atingere. Cum spuneam, la Alexandria nu se joacă, pardon, la Dești, pentru că a plouat acolo torențial, deci meciul a fost amânat pentru mâine, atunci se va juca turul acestei duble manșe. Toate cele patru finale, a cincea urmând să înceapă mâine, cum spuneam, pot fi urmărite pe FRF TV, canalul oficial al Federației Române de Fotbal. Centrare, Motroc intervine pe linia careului mic, respinge. Onur Caplan încearcă să-și pună echipa pe contraatac, dar a fost o minge fără adresă. Deocamdată este 0-0 peste tot. Unirea Ungheni, Corvinul Hunedoara, CSM Deva, CSM Reșița, Foresta Suceava, Ceahlăul Piatra Neamț și implicit pe transmisiunea pe care o urmărim, Sport Club Popești de Ordeni cu CS Tunari. Avantajul mare este că aceste meciuri pot fi revizionate și după ce se termină. Ele rămân încărcate pe platforma FRF TV și pot fi vizualizate, pot servi, de ce nu, chiar și ca material didactic pentru antrenorii celor două echipe.
A evitat acolo să sară unul dintre atacanții de la Tunari. Mingea înălțată din nou în cercul median. A preluat Florian Niculae, a driblat însă înapoi, abuzează un pic de posesie și își închide oportunitățile, așa că singura soluție a fost pasa înapoi pentru Lolescu. Motroc pentru Toma Vincene, trece mingea prin spatele jucătorului care, dacă eu nu mă înșel, are în palmares 3 titluri de campion european cu naționala de mini-fotbal a României. Toma Vincene a fost unul dintre membrii acelei delegații care s-a dus peste ocean la un campionat mondial de mini-fotbal și acolo România a avut o mare surpriză, a aflat că se joacă folosindu-se mantinela după sistemul nord-american pe un teren asemănător cu cel de hockey pe gheață, numai că lipsea apa în altă stare de agregare, gheața, era parchet. Și evident, fără să cunoască prea multe dintre chichițele jocului cu mantinela, românii tot au reușit să ia o medalie de bronz acolo, cu Toma Vincene între jucătorii care au reprezentat tricolorul. Iese din trebuturi Harrison Devenish, degajarea portarului australian departe, însă mingea este ținută de vânt, cum spuneam. Onur Kaplan respinge cu capul de pe poziția de mijlocaș la închidere. A preluat Alexandru Stan, a pasat în stânga spre Marian Mihai. Din nou același Alexandru Stan. Foarte experimentați câțiva dintre jucătorii echipei de la Tunari. Toma Vincene respinge din nou, traiectoriile pot fi ciudate pentru că mingea este ținută foarte mult, survolează și levitează la un moment dat din cauza vântului. Balon recuperat acolo. A intervenit Darius Neculăiță, unul dintre jucătorii tineri, unul dintre juniori, 2003 născut. Florian Niculae, foarte bine pentru partea dreaptă la Antonio, partea stângă Antonio Trandafirescu. Acesta a așteptat învăluirea pe flanc. O minge care a fost centrată imprecis și încă o fază care nu rezolvă nimic, rămâne așadar 0-0. Toma Vincene își face acolo loc, Motroc respinge în afara terenului. Cum spuneam, vântul a început să fie din ce în ce mai puternic. Mulți dintre spectatorii prezenți în preajmă regretă că nu s-au îmbrăcat mai gros. Nimic însă nu prevestea faptul că ar putea să vină o furtună la Popești de Ordeni, pentru că a fost foarte cald în toată această zi. Se pare că Bogdan Barbu a fost acolo lovit, arbitrul lasă însă jocul să continue, un dribling al lui Vlad Ghineț, la rândul său acesta este doborât. Un foul. Deocamdată nu avem niciun cartonaș galben în meci, ceea ce este un aspect pozitiv, ținând cont de cât de încrâncenat este meciul, pentru că ambele echipe, cum spuneam, doresc să promoveze, să fie în Liga Secundă pentru sezonul următor. Lovitura liberă va fi executată de către Vlad Motroc, de la centrul terenului. Golul cu afumațiu l-a marcat din poziție centrală și de la vreo 10 metri mai în față era, cum spuneam, mingea pusă aproape tangent pe cercul median în jumătatea cealaltă. Este într-adevăr posesorul unui șut puternic, este și ajutat de vânt în această repriză, minge lungă către Trandafirescu, balonul trece prin dreapta fanionului de colț, ceea ce înseamnă că va fi repunere de la portar. În Cupa Angliei, Manchester City conduce Manchester United cu 2-1, minutul 61. Manchester City urmărește tripla coroană după ce a câștigat campionatul. Vrea Cupa Angliei și vrea Liga Campionilor, urmând să joace finala pe 10 iunie contra celor de la Inter Milano. Golurile au fost marcate de Gündogan din pasa lui De Bruyne, penalti Bruno Fernandes a egalat pentru Manchester United și tot Gündogan din pasa lui De Bruyne. Exact aceeași relație s-a construit golul de 2-1 pentru Manchester City, dragi prieteni. Bogdan Barbu croșetează frumos în zona centrală, pasează pentru urcarea lui Plumbuitu, unul dintre jucătorii tineri. Regulamentul de Liga a 3-a este clar, trebuie să folosești minimum un jucător născut în 2003 și minimum un jucător născut în 2002 pe parcursul celor 90 de minute.
Și pentru că am tot auzit diverse speculații, cum că au mai fost folosiți jucători și pe la echipele de juniori din aceștia tineri, m-am uitat în regulamentul de organizare al activității fotbalistice și am văzut acolo că scrie foarte clar: în 24 de ore un jucător junior poate fi folosit în două meciuri, dar nu în aceeași zi, dacă el cumulează nu mai mult de 135 de minute în cele două meciuri. Deci poate să joace un meci și o repriză. Asta exceptându-l pe portar, care poate să joace și două meciuri în aceeași zi. S-a aruncat de la margine, mingea revine acolo. O pasă care îl găsește pe Plumbuit în poziție de centrare. Mingea reîntoarsă spre linia careului. O degajare fără adresă pentru că vârfurile Popeștiului coborâsere să ajute mijlocașii. Iese Harrison Devenish, cangurul din poarta Arsenalului. Harrison Devenish, prieten, e iubitor și de cricket, un sport foarte, foarte popular în zona Commonwealth-ului. Am văzut la faza anterioară clar avantajul vântului în această repriză pentru gazde. Mingea ținută, efectiv. Aruncare de la margine pentru Tunăreni. Alexandru Stan s-a dus să preia acest balon. Repune lung. Onur Kaplan respinge. Mingea trece pe sub cramponul lui Ghineț. Posesie acum pentru Florian Nicolae, care pierde însă duelul cu Alexandru Gheorghe. Reprofilat Alexandru Gheorghe ca fundaș central, pentru că efectiv nu mai au soluții acolo cei de la Tunari. Liviu Oșca s-a accidentat la partida tur contra celor de la Farul 2 Constanța. A primit o lovitură în coaste și s-a crezut că este o fisură. S-a refăcut. Acum iată un atac bun și este fault. Arbitrul a vrut să vadă dacă e posibilă cumva o clauză a avantajului. După intervenția neregulamentară asupra lui Florian Nicolae, putea să continue faza Vlad Ghineț. Nu s-a întâmplat, n-a fost o fază profitabilă pentru formația gazdă, pentru Sport Club Popești de Ordeni, motiv pentru care Iulian Călin, având experiența primei ligi, după cum spuneam, a revenit și a dat faultul. Minutul 26 deja, 0-0 între Sport Club Popești de Ordeni și CS Tunari, o partidă pe care, dacă îmi permiteți, o pot cataloga drept agreabilă. Se simte clar miza, se simte faptul că e un meci extrem de important pentru cele două echipe, dar cu toate acestea se joacă un fotbal bun. Toma Vincene a făcut semnul convențional, a ridicat acolo o mână pentru a indica modul cum se va executa, dar pleacă de lângă minge, îl lasă pe Vlad Ghineț cu stângul, trimite acesta pe bara a doua. Mingea trece de portar, dar nu este retrimisă nici către poartă sau către mijlocul careului de vreun coechipier, așa că iese din discuție această fază. Minutul 26, spuneam, 0-0 scorul. Minge deviat acolo cu capul de Beniamin Hanzu, autor al unui gol în returul cu Farul 2 Constanța, Beniamin Hanzu. Foarte frumos a fost acel gol pe care el l-a marcat. Claudiu Herea a înscris un gol important împotriva constanțenilor în tur, când era 3-0 deja pentru echipa lui Hagi, iar a adus pe Tunăreni în joc Claudiu Herea prin acel gol marcat din lovitură liberă. Apoi tot Claudiu Herea era să fie demon după ce a fost înger, pentru că în retur a ratat la 1-0 un penalti. În cele din urmă s-a revanșat cu golul 4 Claudiu Herea, dar a făcut ca suporterii echipei Arsenal Tunari să aibă destul de mari emoții când a irosit acea lovitură de pedeapsă la scorul de 1-0. Minge lungă pentru Zătreanu, fostul atacant de la Steaua, luptă acolo pentru balon. Nu este corner, cum și-ar fi dorit Zătreanu și colegii săi.
O luptă pentru minge câștigată acolo de Trandafirescu. Șutul acestuia! Gol! Gol, 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 gol! Trandafirescu troznește efectiv această minge în poartă și este 1-0 pentru Sport Club Popeșle Ordeni. Superb golul pe care l-a marcat Trandafirescu, minutul 29. Acesta s-a mutat din partea stângă, a venit în dreapta, de regulă juca acolo. A preluat pe piciorul stâng și șutul său de la marginea careului. A lovit de două ori bara transversală, bara transversală, pământ, iar bara transversală și s-a dus în poartă. Un nou gol spectaculos marcat de către Trandafirescu după cel din partida tur cu Afumațiul. 1-0 pentru Sport Club Popeșle Ordeni. Iată o fază importantă pe care o are Tunariul acum, imediat la faza următoare, gata să înscrie golul egalizator formația oaspete. Am lăsat un pic să vă ajungă în case și acordurile acelei melodii de la Feyenoord Rotterdam, o altă, să zicem, găselniță sau o chestiune nouă pe care conducerea clubului local, Sport Club Popeșle Ordeni, a implementat-o cu ocazia barajului cu Afumați. S-a spus ca după fiecare gol să fie lăsate întâi acordurile de la Feyenoord pentru a se bucura spectatorii și jucătorii și abia apoi crainicul să anunțe marcatorul golului, care în cazul nostru este Trandafirescu. Foarte frumos gol, repet, 1-0. Minge centrată și respins acolo de către jucătorii Popeștiului. A fost Leonard Boiangiu. Tatăl său este crainic, tatăl lui Leo Boiangiu, dacă vă vine să credeți. Și președintele clubului, dar, mă rog, la cluburile mici președintele nu se striește să ia și microfonul în mână dacă trebuie. Balon la Harrison Devenish. Acesta le eliberează pe sol până la Alexandru Gheorghe. Un gol care, sincer să fiu, nu era anunțat de prea multe faze anterioare, pentru că ambele echipe jucaseră relativ crispat, prudent, mai bine zis, nu crispat. Jocul se desfășurase în special în zona neutră, în zona dintre cele două linii ale careurilor mari. A venit însă golul superb, de altfel, al lui Antonio Rafael Trandafirescu. Și 1-0 pentru Sport Club Popeșle Ordeni. Sunt convins că meciul poate lua o altă turnură acum după marcarea acelui gol. Astăzi la ora 21 la Mioveni, nu în Trivale, cum s-ar fi așteptat toată lumea, este baraj și de menținere promovare în Liga Secundă. Returul dintre FC Argeș și Dinamo după acel neverosimil 6-1 obținut de formația dinamovistă în partida tur. Mâine s-a mutat celălalt meci, UTA Arad cu Gloria Buzău. La fel, foarte interesant va fi și acel meci. Asta după ce am văzut CFR Cluj s-a impus în prelungiri 1-0 în barajul pentru ultimul loc de Conference League cu FCU Craiova 1948. O minge degajată, respinsă de Lolescu. Balonul recuperat de mijlocașii formației oaspete. Pentru puțină vreme a fost fault. A dat arbitrul acolo fault. Eu am căștile de pe urechi, așa că fluierul arbitrului ajunge foarte greu sau deloc la mine, mai ales că este și hărmălaie spectatorii care sunt prezenți în apropierea postului de comentariu. Evident, se bucură de acest spectacol la scenă deschisă, reprezentat de prima manșă a duelului Ilfovean pentru promovarea în Liga Secundă. Sport Club Popeșle Ordeni împotriva celor de la CS Tunari. Alexandru Gheorghe, obligat de pressingul în doi, făcut de atacanții și mijlocașii de la Popeșle Ordeni, să trimit acasă. Harrison Devenish degajează, mingea este însă prea sus, trece nu numai de Zătreanu, ci și de copertina băncii tehnice. Balon respins acolo de către Alexandru Stan. Mingea pasată într-adevăr în direcția lui Alexandru Păun,
care văd că a venit în locul lui Vincene Toma, s-au schimbat cei doi laterali ai Popeștiului, deși Vincene Toma a începuse ca fundaș dreapta pe un pe stânga. Acum un sprint acolo și ajunge Harrison Deveniș primul. Plecase și Florian Niculae după acel balon. Spuneam, în condițiile în care e acest vânt puternic, traiectoria mingii poate fi deseori imprevizibilă. Vlad Motrog protejează bine acolo și balonul se scurge din teren. Ușor, ușor, iată că avansăm, prieteni, spre pauza meciului. Suntem în minutul 34. Sport Club Popești de Ordeni conduce cu 1-0 după golul superb, de altfel marcat în minutul 29 de Trandafirescu. Cel puțin pe sursele pe care le-am consultat, doar Corvinul Hunedoara a mai înscris la Ungheni, 1-0, iar meciul dintre Drej și Alexandria este amânat pentru mâine la ora 11 pe stadionul municipal din Râmnicu Vâlcea, deoarece stadionul Gheorghe Ciucioi din Fedeleșoiu a devenit impracticabil, o pânză de apă instalată sub iarbă care face ca probabil și mâine să fie imposibilă disputarea acestui meci. Să vedem dacă și returul se va muta de miercuri spre joi în aceste condiții. E posibil și așa ceva. Vom vedea. Deocamdată avem un meci foarte, foarte interesant aici pe stadionul Intergaz. Un nume păstrat, cum spuneam, încă de când formația Intergaz București evolua în Liga Secundă. Atunci erau altele condițiile de omologare. Înțeleg acum că trebuie să ai o arenă cu o capacitate de minimum 1500 de locuri ca să poți juca în Liga a doua, ceea ce nu e posibil pentru Sport Club Popești de Ordeni. Echipa n-ar putea juca aici în cazul în care ar promova la Liga Secundă, deoarece și investițiile în infrastructură într-un termen atât de scurt sunt realmente imposibile. Noul sezon de Liga Secundă începe în data de 5 august, dragi prieteni. Până atunci însă vom mai avea și meciurile de la Campionatul European de Tineret sub 21 de ani, care vor fi de asemenea foarte interesante. Toma Vincene încearcă o diagonală lungă spre Trandafirescu și el care a schimbat banda, însă iată că tactica antrenorului Valentin Ivan de a schimba flancurile a dat roade. Golul marcat de Trandafirescu din partea dreaptă în minutul 29 este exemplul cel mai elocvent. Luptă pentru minge acolo, în preajma careului, Trandafirescu, un fel de sanie, mingea rămâne în zona respectivă, luptă din nou Trandafirescu, dar recuperează fundașii de la Tunari. Minge degajată din preajma careului, Motrog respinge simplu cu capul, Zătreanu a încercat combinația cu Alexandru Stoian. Acesta a marcat un gol în partida cu Farul. A intrat în locul lui Mitrică, o absență importantă, Mitrică. Mitrică, omul care marcase golul de 1-0 în partida cu Farul 2 Constanța în retur, și cât de important este un gol de 1-0 într-un meci. A fost un șut frumos din careu, bară gol. Păcat că Mitrică nu poate să evolueze astăzi pentru Tunari. O pasă către atacanți, de jucată însă de ieșirea din dispozitiv a lui Motrog, care l-a marcat foarte bine pe Claudiu Herea până acum. O altă pasă în adâncime, iese portarul Harrison Deveniș și prinde această minge. Ce frumoasă a fost această pasă a lui Zătreanu pentru Stan, centrarea din stânga, preluare pe piept, șutul lui Herea, gol! Superb! Șut Herea, iată ceea ce înseamnă un jucător cu selecții la prima ligă, la un alt nivel. Superb șutul cu ristul exterior, șut în plin, gol sub bara transversală. N-a mai avut ce să facă acolo Achiriloae, portarul formației popeștene, și este egalitate la 1. Herea restabilește egalitatea minutul 38 printr-un șut superb de la marginea careului. Practic am avut două goluri excepționale, două goluri mult peste Liga a treia pe care le-am văzut în această repriză care încă nu s-a terminat, iar partida este în continuare foarte promițătoare în ceea ce privește fotbalul de calitate. Aș îndrăzni să spun chiar că indiferent care dintre echipe va urca la Liga Secundă, își merită cu prisosință locul în această finală și în
campania viitoare 2023-2024 din Liga a doua. Două goluri foarte frumoase, întâi Trandafirescu, minutul 29, acum Herea, minutul 38, la fel foarte, foarte frumos a înscris și el. Motroc degajează spre partea cealaltă de teren unde a respins Alexandru Gheorghe. Acum combinație în trei, Onur Caplan preia. Mingea a trecuse acolo și pe la Leonard Boiangiu. Doi jucători popeșteni, în alb și roșu, în partea dreaptă. Vlad Ghineț pătrunde, dar este oprit de Barbu în fața careului. Zătreanu pleacă pe contraatac. Onur Caplan este însă acolo și se opune, pentru că altfel construcția acestei faze pentru Tunari putea să fie foarte, foarte periculoasă. Să salutăm și performanța echipei franceze Metz, condusă de către antrenorul român Ladislav Bioloni, cel care era în echipa Stelei în 1986 la acel triumf major, Cupa Campionilor Europeni, câștigată de echipa militară. Așadar, Bioloni a dus-o pe Metz înapoi în Liga, după victoria de aseară 3-2 cu Bastia. Asta seară e PSG cu Clermont, de exemplu, ultimul meci e în tricoul de pe Parc des Princes pentru Messi și pentru Sergio Ramos. Poate și pentru alții, dar deocamdată avem clar faptul că Messi și Sergio Ramos nu vor mai continua cu gruparea pariziană în sezonul viitor. Minge preluată de Zătreanu. Da, și apropo de Bioloni, echipa de la care a plecat Anver din Belgia luptă mâine la ora 19:30 pentru titlu. În Belgia va juca în deplasare cu Genk. Dacă învinge, Anver este campioana Belgiei. Cosit acolo Vlad Ghineț, un foul totuși de joc. 1-1, prieteni, și după ceasul meu mai avem 5 minute din prima repriză. La ora 12 se joacă meciul dintre Dej și Alexandria. Mâine am primit confirmarea din partea colegilor de la Departamentul de Comunicare al Federației Române de Fotbal. Deci nu la ora 11, ci la ora 12 începe partida Viitorul Dăiești cu CSM Alexandria. Un fault acolo. Tunariul repune din preajma propriului careu. O minge lungă, trimisă spre jumătatea cealaltă. Intervine și respinge acolo Vlad Motroc. Onur Caplan, experimentatul mijlocaș, calcă pe minge, dar își recuperează eroarea. Era atacat acolo de fotbaliștii Tunariului. Herea, lovit în zona feței de Ghineț. Arbitrul fluieră cu un pic de întârziere, dar într-adevăr pare să că a fost fault acolo. Galeria formată în majoritatea cazurilor din copii cântă. Conducerea clubului Sport Club Popești Leordeni a pus nu în vânzare, ci a distribuit gratuit peste 150 de eșarfe cu sigla și culorile tradiționale ale clubului, eșarfe confecționate special pentru aceste dispute de baraj cu CS Tunari. În pauză vom avea și o festivitate, două dintre grupele de copii de la Sport Club Popești Leordeni vor fi premiate. Vom vorbi mai multe despre acest aspect în repriza secundă. Deocamdată să ne concentrăm la finalul acestei reprize. A fost un șut al lui Beniamin Hanzu de la mare distanță, dar pe lângă poartă. Rămân la părerea, în pofida acelui început mai timid din partea ambelor echipe în acest meci, că indicii calitative ai meciului sunt peste media ligii a treia și se apropie în mod clar de media ligii secunde. Deci oricare dintre echipe ar merita din plin locul acolo și nu cred că ar retrograda. Chiar în aceste formule, fără să mai luăm în calcul eventualele întăriri din perspectiva promovării în sezonul viitor.
Liga a doua este poate printre cele mai instabile ligi, să zicem așa, ca nu neapărat număr, ci componență, pentru că, vă dați seama, sunt două echipe care promovează, pot fi chiar patru. Între timp, un cartonaș galben, pe care l-a văzut Barbu acolo, dacă nu mă înșel, a ținut de tricou și, da, Barbu ia cartonaș galben, pentru că n-a avut altă ocazie să-și oprească adversarul. Spuneam, prieteni, în Liga a doua, iată, promovează probabil trei echipe cu Dinamo după acest sezon, pică alte 5, deci din 28 echipe, vă dați seama, asta înseamnă 40% dintre echipe se schimbă de la un sezon la celălalt. Vlad Motroc, Toma Vincene, aproape că trebuie să țină mingea ca la rugby, Toma Vincene. Vlad Motroc de la 35 de metri, la poarta la care a marcat cu afumațiul de la 40 de metri. Vlad Motroc și-a luat elan, șutul său este înalt și trece peste transversală de această dată. Trebuia fixat balonul acolo pentru că e vânt, de aceea cred că a făcut o mică moviliță Toma Vincene. Șutul, cum spuneam, a fost peste poartă de această dată. Minutul 44, dragi prieteni. 1-1 scorul între Sport Club Popești de Ordeni și CS Tunari. Cum spuneam, nu mai contează faptul că s-a înscris sau nu în deplasare. Regula aceea a fost eliminată din regulamentele competițiilor. Onur Caplan a trimis acolo către Trandafirescu. Acesta luptă, Alexandru Stan rezistă. Mingea ajunge însă în careu la Ghineț. Acesta încearcă și... Gol! Florian Niculae! Ce șut din întoarcere! Superb! 2-1 pentru Sport Club Popeșle Ordeni. Goluri sud-americane pe care le vedem pe stadionul Intergaz. Trei goluri foarte frumoase în această repriză, dragi prieteni. A insistat acolo și bine a făcut în partea stângă jucătorul Trandafirescu. De la el a sărit mingea în careu pentru Florian Niculae, iar acesta a șutat necruțător. 2-1, poate fi un pic și un gol de portar. Develis Harrison mi se pare că a plecat cumva târziu în acest plonjon, dar nu mai contează. Popeștiul conduce, ce gol psihologic marchează echipa gazdă. 2-1 în minutul 45, chiar înainte de pauză, vine golul cu care Sport Club Popești de Ordeni câștigă repriza. Excepțional meciul, ne vom întoarce, prieteni, într-un sfert de oră în transmisiune directă pe FRF TV pentru a urmări această partidă. Sport Club Popești de Ordeni conduce 2-1. Ne-am întors, dragi prieteni, pe stadionul Intergaz din Popești de Ordeni pentru... Foarte sigur, cel mai spectaculos meci tur din finalele de baraj pentru promovarea în Liga Secundă. Este 2-1 la pauză pentru Popeștile Ordeni. Au fost trei goluri magnifice pe care le-au marcat în ordine. Recapitulez ceea ce s-a întâmplat în prima repriză. Rafael Trandafirescu, minutul 28, șut sub bara transversală de la marginea careului cu piciorul stâng. În minutul 37, Claudiu Herea, la fel a trimis și el tot sub bara transversală, numai că mingea n-a mușcat din bară, cum s-a întâmplat la Rafael Trandafirescu, golul din afara careului. Și tot așa, de la semidistanță, a marcat golul de 2-1 pentru formația popeșteană Florian Niculae. În minutul 45, Trandafirescu a câștigat un duel cu Alexandru Stan în tușă, a insistat acolo, mingea a ricoșat cumva spre careu și... Șutul l-a lăsat fără replică pe portarul Harrison Develiș. 2-1 așadar pentru Popeștile Ordeni, prieteni, în finala infoveană pentru promovarea în Liga Secundă. Am consultat rezultatele din celelalte meciuri. În alte trei partide s-au marcat două goluri. Noi avem deja trei la jumătatea meciului aici, în acest meci. Știu că, de exemplu, Deva conduce pe Reșița cu 1-0, iar Corvinul are 1-0 la Ungheni. În rest, de fapt, într-un alt meci este 0-0 la Suceava între Foresta și Ceahlăul Piatra Neamț, în vreme ce partida dintre Dej și Alexandria se va disputa mâine de la ora 12 din cauza faptului că terenul de joc este impracticabil în Comuna Vâlceană. Partida din cauza ploii torențiale a fost mutată pentru mâine la ora 12 pe stadionul 1 Mai din Râmnicu Vâlcea. Preluarea acolo cu spatele la poarta lui Florian Niculae, autorul golului de 2-1.
O schimbare de semnalat în tabăra echipei oaspete, minutul 46, a ieșit Gabriel Plumbuitu, a intrat în locul său Florina Vădanei, tot în apărare. Iată deci cum arată cele două garnituri, Harrison Devenish, portarul Tunariului, Plumbuitu care a fost înlocuit de Vădanei, Hanzu Gheorghe Stan, linia de apărare a oaspeților, Stoian Novak Barbu la mijloc, Marian Mihai, Claudiu Herea și Andrei Zătreanu în atac pentru echipa lui Gabi Manu. De partea cealaltă, Chiriloae este între buturi. Pe un fundaș dreapta în momentul de față, Motroc și Lulescu în centru, Vincene Toma, pe stânga apărării de la Popești de Ordeni, Neculăiță, Onur Caplan, Boiangiu, sunt mijlocașii, Trandafirescu, Niculae și Ghineț, oamenii care au cumva o dublă fișă de post, atât ofensivă, joacă pe post în atac, dar și la construcție, la mijlocul terenului, antrenor Valentin Ivan. Popeștiul n-a efectuat nicio schimbare până în momentul de față. Bine, suntem puțin trecuți de startul reprizei secunde. Nu a trecut timpul, mai este suficient pentru a se opera cele 5 schimbări în 3 opriri ale jocului, după cum spune regula post-pandemică. E o preluare cu mâna acolo, n-a fost fault, recunoaște Florian Niculae acest lucru, preluarea cu mâna. În pauză trebuie să spunem că a fost animație pe gazon, au intrat pe suprafața de joc două grupe de juniori ale clubului local, Sport Club Popeștile Ordeni. A fost grupa 2009 care a câștigat o serie organizată de Asociația Municipală de Fotbal București, respectiv grupa de juniori sub 17 ani care a câștigat campionatul județean rezervat acestei categorii de vârstă în Ilfov. A fost o premiere făcută de Asociația Județeană de Fotbal Ilfov pentru acel titlu. Au primit o cupă și medalii jucătorii sub 17 ani de la gruparea popeșteană. Meciul este din nou încins. Acea echipă a Popeștiului este la ora examenelor și ea, pentru că mâine formația de sub 17 ani a clubului se va deplasa pe stadionul de lângă casa fotbalului, se numește complexul MTS, pe acolo pe unde avea Marcel Pigulea la un moment dat terenul, dacă știți zona, pentru un meci în optimile de final ale campionatului național județean sub 17 ani. Fiecare campioană județeană merge apoi într-un turneu eliminatoriu organizat sau cu finalitate națională sub egida Federației Române de Fotbal, iar popeștenii vor juca împotriva celor de la Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon, care au câștigat campionatul similar la Asociația Municipală de Fotbal București. Jocul încă n-a fost reluat cu această lovitură liberă. Arbitrul Iulian Călin are nevoie să facă un pic de ordine acolo, în perechile de marcaj care s-au format pe linia careului mare. Ghineț combină cu Vincene Toma, capitanul echipei, centrează în diagonală, mingea trimisă către Trandafirescu de Niculae și o ocazie mare acolo pentru Popești, însă n-a venit șutul la timp, motiv pentru care acum Onur Caplan trage cu latul, poziție centrală, poziție perfectă pentru Onur Caplan, care ratează cu seninătate golul de 3-1. Extraordinar, ce încrâncenare și ce fază. Foarte pasivi să mi s-au părut fundașii de la Tunare aici, care pur și simplu n-au intervenit, n-au avut capacitatea de a recupera acea minge. Un luft aici al lui Vlad Motrot, mingea este însă stopată de portarul Achiriloaei. Apropo de portarii Popeștiului, îmi spunea înainte de meci Cristian Popescu, fostul portar de la Progresul, de la Național, pe vremea când echipa juca în parcul cu Platani, că are doi portari de valori egale. Achiriloaei și cu Voican. Cei doi au apărat în mod egal. Și este foarte greu să găsești astfel de pereche de portari care să-ți apere la fel, astfel că meciurile au fost împărțite efectiv și în semifinala barajului de promovare cu Afumați. În partida tur, aici a apărat Voican, a și greșit un pic la gol, după care în retur a fost titularizat în deplasarea Achiriloaei. Acum a fost păstrat Achiriloaei, pentru că probabil antrenorii au simțit că are un tonus mai bun pentru această primă confruntare a meciului cu Tunari. În mod normal, echipa care joacă a doua pe teren propriu ar trebui să fie teoretic favorizată, nu se știe însă.
Dacă într-adevăr așa va, așa va fi, vom vedea. Vincene Toma reușește acolo o pasă corectă, a fost însă surprins în poziție de offside. Darius Neculăiță. Și avem o schimbare, a doua în tabăra echipei oaspete. Cel care va pătrunde pe teren este Octavian Nedelcu. El îl înlocuiește, ba nu, nu e Octavian Nedelcu, îmi cer scuze, este Cosmin Lambru, care îl înlocuiește pe Marian Mihai. O extremă de viteză, de explozie, Marian Mihai astăzi însă pare că n-a fost în apele sale, ori poate că miza partidei l-a depășit. Marian Mihai este unul dintre puținii jucători de la Tunari care n-a evoluat și la un eșalon superior, Ligia 3-a. Altfel, o serie de nume foarte sonore pentru fotbalul românesc, care au semnat contracte cu formația din Tunari. Popeștiul însă pare a fi superioară în acest meci. Să vedem atacul care este în preajma careului. Trandafirescu, foarte bună pasa pentru Vlad Ghineța, cărui centrare a trecut pe sub minge Boiangiu, dar continuă Toma Vincene. Preia Toma Vincene, centrare foarte bună, respinsă însă de Alexandru Gheorghe. Era un Alexandru Gheorghe la Foresta, pe vremea când echipa bucovineană, apropo pentru că și ea luptă pentru prezența în Liga Secundă, bătea Dinamo cu 5-4 în șoseaua Ștefan cel Mare. Foarte mulți suporteri dinamoviști încă se gândesc acum înainte de returul cu FC Argeș la acea minune pe care a făcut-o Foresta Fălticeni. Acum este Foresta Suceava, dar cele două sunt în același județ și să nu cumva să îndrăznești să-i spui unui bucovinean că e moldovean că o pățești. La mijlocul terenului Lolescu recuperează o pasă care ajunge la Trandafirescu. Acesta încearcă să trimită perpendicular, dar Păun n-a luat startul, de asemenea nici Ghineț. Intervine Motroc și trimite mingea în tribună. Doi la unu în continuare, reamintesc, se joacă numai 4 meciuri la această oră, al 5-lea de aici cu Alexandria. A fost reprogramat pentru mâine la ora 12 din cauza condițiilor meteo. A plouat de-a rupt pământul în județul Vâlcea. Spuneam că și aici este un fel de vijelie, un vânt puternic. Însă, deocamdată văd că e soare, nu se preconizează căderi de precipitații. Returul, ora 17:30, pe 7 iunie, pe stadionul Arsenal din Tunari. Va fi cu siguranță un retur fantastic. Tunariul are deja experiența revenirilor, să nu uităm că în semifinale a învins-o pe Farul 2 Constanța acasă, 4-0 pe teren propriu, după 1-3 în deplasare pe malul Mării, iar echipa lui Gheorghe Hagi, satelitul actualei campioane, chiar a vrut să promoveze și a fixat drept obiectiv, folosind aceeași garnitură pe care a utilizat-o de-a lungul sezonului și a propus să promoveze. N-a reușit pentru că Tunariul a fost o nucă prea tare. Să vedem acum care dintre reprezentantele județului Ilfov vor merge mai departe. Centrare cu mult efect, respinge Onur Caplan de acolo. Mingea recuperată de către echipa oaspete la 35 de metri de poartă. Stan centrează cu stângul în Claudiu Herea. Posibilitate de contraatac pentru Popeștene, alunecă Ghineț, dar se redresează. Trandafirescu foarte bine tranzitează această zonă. Mingea care ajunge la Boiangiu. Neculăiță a intrat în careu. Toma Vincene pătrunde. Vincene centrează în adversar. E un carambol. Mingea rămâne în acea zonă și pericolul se stinge practic. O minge degajată în direcția atacantului Cosmin Lambru, care s-a rostogolit acolo în duel cu Lolescu. A căzut, arbitrul n-a acordat nimic. Toate cele trei goluri, vă reamintesc, au fost foarte spectaculoase astăzi în primele 45 de minute ale derbiului ilfovean. Vincene Toma trebuie să lase mingea. Aruncă Alexandru Stan de la margine pentru formația din Tunari. Un balon care ajunge în cele din urmă la Cosmin Lambru, acesta înalță zmeul. Inexistent Daniel Novac, ca și Bogdan Barbu. Mă așteptam mai mult de la mijlocașii Tunariului astăzi, care însă nu s-au văzut, iar experiența lor de la Liga 1 de asemenea, nu s-a văzut, au fost dominați pur și simplu de
omologilor din tabăra Popeștiului. Foarte bună această pasă, intră în careu și șutează destul de bine de acolo Florian Niculae. Pasa cu capul a fost dată de Darius Neculăiță. Exact ceea ce spuneam, în zona compartimentului median, acolo unde sunt jucători de certă clasă și experiență, cum ar fi Novac și Barbu, Popeștiul a stat mai bine până acum. De 12 minute a început repriza secundă a meciului. Centrează Stoian, mingea așezată pentru un șut al lui Herea, cam din zona de unde a înscris și golul legalizator din prima repriză, Claudiu Herea. Tot el a pasat acum, greșesc însă oaspeții care încep să se precipite sub presiunea faptului că și conducerea de la Tunare a impus drept obiectiv promovarea, după ce anul trecut Tunariul a ratat tot în finală promovarea contra Progresului Spartac. A fost o promovare ratată pe teren propriu de Tunari, care a pierdut categoric, dacă mi-amintesc bine, cu 4-0. Turul barajului de promovare cu Progresul Spartac, apoi returul a fost o formalitate, Progresul a promovat. Progresul Spartac, care, să nu uităm, a început primul meci de Liga 3-a pentru Progresul Spartac, a fost aici, la Popeștile Ordeni, pentru că încă nu fuseseră efectuate toate preparativele de intrarea vrabiei. Progresul a jucat aici sub conducerea lui Vali Negru, împotriva echipei lui Vali Negru, pardon, ACSM Oltenița. 6-4 a fost corca de table. Acel meci este, cum spuneam, primul din istoria Ligii a treia pentru Progresul Spartac. Vali Negru, care a fost la CS Tunari în tur, a fost înlocuit o scurtă perioadă de interimatul lui Alin Ilin, secundul formației ilfovene, iar acum Gabi Manu este antrenorul căruia i s-a impus drept obiectiv promovarea în Liga Secundă. Herea încarcă pentru șut, se lasă un pic pe spate și mingea trece peste transversală de această dată. 2-1, în continuare jocul rămâne la un ritm foarte ridicat. Colegul Ionel Luțan spunea că e un meci de play-out-ul ligii întâi chiar, sau cel puțin golurile spectaculoase pe care le-am văzut în prima repriză conduc către această idee. Eu am fost ceva mai moderat și am spus că este minimum de Liga a doua, meciul pe care îl vedem acum în direct pe FRF TV. Minge deviată cu capul, prea aproape de linia de tușă, iese afară și va fi margine pentru formația Tunariului. La Popeștile Ordeni au fost la un moment dat trei tereneri de fotbal, însă dintre toate numai acesta mai poate fi practicat. La Danubiana este o groapă de gunoi, efectiv, în cartierul care avea echipă în Liga Secundă. Iar acea danubiana este formația care a condus apoi pe Astra, Florești, numită inițial, către Liga 1. A fost o tranzacție cu locul de Liga 2 și Astra, ulterior la Ploiești, apoi la Giurgiu, a promovat astfel în Liga Secundă. A mai fost un teren chiar în apropierea locului unde ne aflăm acum, Viscofil, de asemenea dezafectat între timp. Iar istoria fotbalului din Popeștile Ordeni notează numai puțin de 4 echipe concomitent. La un moment dat erau Viscofilul, Danubiana plus echipa din centru, care a avut diverse denumiri, printre care și Mecos la un moment dat. A mai fost și o echipă numită Steaua Popeștile Ordeni. Iar actuala formație, care este de fapt un club de drept public, un serviciu în subordinea primăriei, a fost înființată sub numele de Gloria Popeștiului de Ordeni prin 2017, între timp a devenit Sport Club, la fel și la Tunari. Este club de drept public în subordinea primăriei și a Consiliului Local, ambele comunități locale, cum spuneam, sunt foarte, foarte implicate în susținerea fenomenului fotbalistic și al sportului în general, pentru că ambele cluburi mai au și alte secții în certificatul de identitate sportivă. O minge care este transmisă spre Florian Niculae, prin spatele acestuia preia pe arcada din fața careului portarul Harrison Devenish și își îndeamnă jucătorii cu echipierii din câmp să urce către poarta adversă. Minge preluată de Beniamin Hanzu.
O preluare mai degrabă cu umărul acolo, nu cu pieptul, cum s-ar fi impus coatea lui Cosmin Lambru. Și vom avea un cartonaș galben pe care îl vede apărătorul stânga al formației vizitatoare, Zătreanu. În acest caz era apărător stânga. Atacantul Zătreanu a ajuns în poziție de a se apăra pe latura stângă a defensivei sale. Suntem în minutul 63 al partidei, prieteni. Așadar, de 18 minute a început Mitanul secund. Seamănă această repriză cam cu ceea ce s-a întâmplat în prima, când s-a început mai prudent, după care au început golurile să vină. O centrare care trece prin fața buchetului de jucători din careu, o minge degajată spre Lambru, care însă n-a fost capabil să preia, și balonul a ajuns la portarul Achiriloaie. Este alături de noi și președintele Federației Române de Baseball și Softball, Cristian Manea, care știm bine este un susținător al fotbalului ilfovean din mai multe posturi. Este și popeștean și tunărean astăzi, oficialul Federației, care reprezintă un sport apropiat de cel național, sportul nostru Oina. Șutul acum expediat din afara careului. Un șut care nu produce cornerul dorit de către Daniel Novac, fost jucător la Chindia Târgoviște, Daniel Novac, printre altele. Șutul, el a spus, Novac, că l-a șters pe unul dintre jucătorii de la Popești de Ordeni. Arbitrul a avut însă o altă părere și a decis reluarea jocului în favoarea echipei gazdă, care, spuneam, conduce cu 2-1, meci în continuare foarte, foarte disputat. Chiar în cazul în care Popeștiul va câștiga acest prim meci, deznodământul se va amâna, desigur, pentru partida retur, programată în data de 7 iunie, ora 17:30, pentru că se preconizează, sau teoretic pot fi și prelungiri, de aceea meciul se joacă puțin mai devreme, începe cu jumătate de oră mai devreme, tocmai ca să se lase timp, să nu se întunece, să se poată juca și eventualele prelungiri. Herea luptă acolo cu Vincene Toma, practic sunt cei mai experimentați jucători din ambele tabere. Claudiu Herea, autorul unui gol superb astăzi. Alexandru Stan întârzie foarte mult și nu înțeleg de ce această aruncare de la margine. Între timp repune, balonul a venit de la Herea înapoi spre zona de unde a plecat. Stan încearcă driblingul pe lângă Vincene Toma, reușește, centrarea este însă blocată în careu de Onur Caplan. Încă o dată un dribling scurt al lui Stan, centrarea pe spațiul porții, dar portarul Achiriloaiei este atent. Foarte bune echipele, cum spuneam, foarte bine pregătite și se cunoaște că este un joc de intensitate, un joc de referință pentru istoria ambelor, Sport Club Popești de Ordeni, respectiv CS Tunari. Minge respinsă de Rolescu spre tribună. Aruncare de la margine pentru echipa oaspete, pentru Tunari. Spuneam că la partida precedentă, desfășurată cu Afumațiul în semifinale, Popeștiul a câștigat cu 2-1, tot așa, după două goluri foarte frumoase. Acum avem 3 goluri foarte frumoase, marcate de ambele echipe. Și e un rezultat similar cu ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Afumați. Respinge de acolo Motroc, care s-a înălțat și a folosit detenta. Ușor, ușor, Tunariul pare a fi echipa care încearcă să impună ritmul jocului. Formația care a câștigat seria poate avea un avantaj moral, de fapt două avantaje morale, aceea că a câștigat seria, acela care a câștigat seria și faptul că joacă returul pe teren propriu ar putea fi de asemenea un avantaj. Lovitură cu capul. Este și o ciocnire acolo, a prins portarul Achiriloaiei. Spunea multă lume bună de fotbal din București și din Ilfov la acest meci. Absolut normal, pentru că, spuneam, este un meci în care se strâng foarte multe emoții, foarte multe energii.
La fel cum va fi și la retur. N-am nicio îndoială că exact așa vor sta lucrurile și miercuri pe 7 iunie, când ne vom reîntâlni pe stadionul Arsenal din Tunari cu returul acestei duble manșe Ilfovene. Se pregătește o schimbare, ori poate chiar două la Popeșle Ordeni. L-am văzut pe delegatul echipei înmânând formularele oficiale către al patrulea arbitru. Deocamdată mingea s-a reluat, partida s-a reluat cu minge de arbitru. Primește Motroc și el cu prezențe în Liga Secundă. O minge lungă. Balonul pe partea dreaptă, Popeșteni încearcă să construiască acolo șutul de la distanță, un pic prea temerară, să zicem, această tentativă a lui Ghineț, dacă nu mă înșel. Șutul a trecut peste și, ca să vă dați seama cam de puterea vântului, uitați-vă la arborii pe care îi vedeți în spatele tribunei a doua, ca să vedeți cât de tare este, a plecat vârful lor și să vă dați seama cât de tare bate vântul la Popeșle Ordeni. Ce vreau să zic, directore? Stop frumos în vârful bocancului, reușit de Lambru, mingea ajunge la Novak, pasă pe jos către Herea, acesta încearcă pirueta, soluția a fost pasa la Stan, care a devenit fundaș dreapta după înlocuirea lui Plumbuitu. Stan trimite o centrare, Covrig cu efect, dar iarăși în brațele portarului Achiriloae. Vor fi operate două schimbări la Popeșle Ordeni, cu proxima ocazie vor intra Mario Șutru și Dan Tâlmaciu. Acum se operează schimbările respective, iese Leonard Boiangiu, cel care a suferit la un moment dat o accidentare gravă și care a trebuit să treacă printr-o perioadă de convalescență. De asemenea, este schimbat și Darius Neculăiță. Darius Neculăiță a greșit la meciul cu Afumațiul. A fost o fază în startul partidei când au solicitat un penalti la un șut al lui Onur Caplan, cei de la Popeșle Ordeni, un posibil hands. Arbitrul a lăsat jocul să continue. Faza a mers până în partea cealaltă de teren, unde o greșeală a lui Neculăiță, care a trimis cu capul spre mijlocul careului, coroborată cu greșeala de plasament a portarului Voican, le-a oferit celor de la Afumați posibilitatea de a deschide scorul. Apoi, în retur, Popeștiul și-a dat autogol, dar a dominat și acel meci, nu l-am văzut, dar așa se pare că a dominat partida din retur de la Afumați, unde a fost 1-1. Astfel, popeștenii s-au calificat cu scorul general de 3-2. A fost de bun augur acel 2-1 cu Afumațiul. Să vedem dacă istoria se va repeta și în finala cu CS Tunari. Părerea mea este că Tunariul este o echipă mai bună decât Afumațiul. Trandafirescu, foarte bună pasa pentru Toma Vincene. Centrarea acestuia trece acolo pe lângă minge Florian Niculae, autorul golului de 2-1. Suntem în minutul 70, dragi prieteni. Nici nu-mi dau seama cât de ușor a trecut timpul și cât de repede am ajuns, iată, dincolo de jumătatea reprizei secunde. Sport Club Popeștile Ordeni, CS Tunari 2-1. Reamintesc golurile înscrise în prima parte. Trandafirescu, minutul 28. Claudiu Herea a egalat în minutul 37 și ulterior Florian Niculae a marcat în minutul 45. Toate cele trei goluri au fost superbe. Balon prelungit acolo cu capul de Mario Șutru. Este, cred că, nepotul acelui Șutru pe care cei cu tâmplele albe știu din perioada comunistă, când erau un Șutru sau chiar mai mulți, erau mai mulți frați Șutru care jucau la Popeșle Ordeni. Chiar un spectator cu tâmple albe care a auzit ce spuneam îmi confirmă că așa este. E o dinastie Șutru aici la Popeșle Ordeni și iată că ultimul vlăstar a ajuns să joace. N-am văzut cine a luat cartonaș galben. Noroc că am ajutoare pe lângă mine. Cosmin Lambru a luat cartonaș galben din tabăra celor de la Tunari. Și ușor, ușor, iată că intrăm, prieteni, pe ultima sută de metri, pe ultima turnantă a partidei. Trei cartonașe galbene luate de Tunari până în momentul de față. Cred că mai avem și o statistică la cornere.
Eu știu că la ei intrarea e gratisă. Un singur corner a fost până acum, partidă care s-a jucat mult la mijlocul terenului, un singur corner pentru Tunari. Toma Vincene a luptat acolo într-un duel aerian cu Claudiu Herea, niciunul, nici altul nu sunt specialiști la detentă. Aruncare de la margine efectuată de Stan spre Herea, care deviază cu capul. Un grup de jucători acolo și șutul lui Zătreanu. Greșeala portarului, să vedem dacă a prins mingea, nu, a atins-o în afara terenului. Altfel ar fi fost o mare eroare a lui Achiriloaie, care ar fi oferit un corner gratuit echipei oaspete. Apropo tot așa de poveștile, care până la urmă sunt niște legende urbane aici la Popeșle Ordeni, se spune că pe vremuri spectatorii rivali de la grupările din Popeșle Ordeni se întâlneau la statuie în fața primăriei și luându-se la bătaie mergeau către stadion, fie către Danubiana, fie către Viscofil, fie către acest stadion, Intergaz. E drept că s-ar putea să fie și unele mici exagerări în acest caz. Se vorbește limba bulgară, dacă nu știați, aici la Popeșle Ordeni sunt foarte mulți grădinari care știu bulgărește încă. Tot așa cei mai în vârstă vorbesc cursiv limba bulgară și dacă treci pe stradă poți să primești un dobri den în loc de bună ziua. Aruncare de la margine, Vincene Toma execută până la linia de mijloc, unde Stan a respins cu capul, iar până la Vincene Toma. E normal să mai scadă un pic ritmul de joc în această repriză secundă, mai ales că, spuneam, echipele conștientizează importanța extraordinară a acestui meci și pentru una și pentru cealaltă. Fault dictat după intervenția lui Vlad Dineț, foarte bun și acest copil Vlad Dineț, născut în 2002. O mulțime de jucători capabil, zic eu, să facă pasul către Liga a doua, nu neapărat prin această promovare a echipei lor, ci pentru că efectiv joacă foarte bine. Bogdan Barbu, fostul mijlocaș de la Clinceni, execută. Stan preia acolo după pasa lui Herea. Stan nu prea l-are pe dreptul și preferă pasa, nu o centrare, cum poate ar fi dorit suporterii echipei oaspete. Șutul lui Barbu trece destul de sus față de ștacheta bării transversale și este o altă posesie ratată de către echipa din Tunari. Suntem deja în minutul 75, dragi prieteni. Intrăm în ultimul sfert de oră al meciului. 2-1 pentru Sport Club Popeșle Ordeni. Partidă de intensitate, însă care n-a păcălit fotbalul. Niciuna dintre echipe nu putem spune că nu și-a dorit foarte mult și nu-și dorește foarte mult. Foarte, foarte bun jocul, ritmul. Plus acele goluri care efectiv sunt încântătoare, sunt goluri de kilogramă pe care le-am văzut astăzi la Popeșle Ordeni. În alte partide, sper ca rezultatele acestea să fie Foresta Suceava, Ceahlăul, Piatra Neamț 0-0. Mai avem Dăiești cu Alexandria Amânat, CSM Deva, CSM Reșița 2-1 și Unirea Ungheni, Corvinul Hunedoara 2-0. Iată că Deva ar putea fi a doua echipă din județul Hunedoara care promovează, în condițiile în care Corvinul este clar favorit în disputa cu Ungheni. Corvinul a bătut-o de 5 ori pe Unirea Ungheni în sezonul regulat și în play-off. Acum ar fi a șasea victorie între Corvinul și Unirea Ungheni. Și pentru că tot vorbeam de baseball mai devreme, avem până la urmă o serie între Popeștile Ordeni și Tunari de 7 meciuri în acest sezon, exact ca la finalele de NHL, de MLB, de NBA, de sporturi profesioniste nord-americane. O centrare prinsă acolo de portarul la Chiriloaie, care trebuie să fie atent pentru că vântul, cum spuneam, poate să joace feste pentru oricare dintre jucătorii prezenți pe teren în acest derby ilfovean. O intrare cu crampoanele înainte, evitată însă acolo de către Păun. Iarăși a fost o schimbare, Păun cu Vincene Toma, s-au tot schimbat flancurile, cum spuneam. Lovitură liberă pentru Popești din propria jumătate de teren. CSM Deva a avut 2-0 la un moment dat împotriva celor de la CSM Reșița, deși echipa de lângă Furnalele Reșiței este considerată favorită certă pentru promovare. De lângă Furnale este și Corvinul Hunedoara, de aceea am făcut precizarea în completare a Reșiței.
Corvinul Hunedoara, care mi-aduc aminte, în 1982 îl avea în rândurile sale pe Mircea Lucescu, antrenor-jucător, când Mircea Lucescu a devenit selecționerul echipei naționale a României la ultima partidă înainte de încheierea, în 1981 era de fapt, încheierea campaniei preliminare pentru calificarea la Mondialul Spaniol din 82. Lucescu a preluat echipa 1-0 la Berna împotriva Elveției când pierduse orice șansă și a reconstruit-o din temelii, ducând echipa tricolor atunci la turneul final al campionatului european din 1984, Franța, pe vremea când, atenție, se calificau numai 8 echipe, 7 plus țara gazdă. Un jucător popeștean căzut, se solicită intervenția echipei medicale, iar mie mi se permite continuarea parantezei istorice. Mircea Lucescu a preluat, cum spuneam, echipa, a dus-o la campionatul european din 1984. Corvinul Hunedoara a jucat în acea vreme în prima ligă. Avem o schimbare acum la echipa din Tunari. A ieșit din teren Alexandru Stoian, care din punctul meu de vedere n-a dat satisfacție astăzi. Locul său a fost luat de Răzvan Coman, purtătorul tricoului cu numărul 3. Tunarul și Popeștile Ordeni sunt legate chimic, să zicem așa, și de o altă acțiune comună. În perioada 16-18 iunie, atunci când echipa națională a României va juca împotriva celor din Kosovo și a celor din Elveția în preliminariile pentru Euro 2024, ne va vizita la nivel de junior sub 18 ani naționala Macedoniei de Nord. Sunt două meciuri amicale disputate împotriva naționalei similare a României. Mă opresc pentru că este o acțiune interesantă acum în Careu. Cei de la Popești de Ordeni au recuperat centrarea lui Ghineț, către Ghineț, pardon. Mingea însă a fost respinsă de fundașii tunăreni. Herea, pe contraatac, nu mă lasă să duc la capăt ideea. În schimb, ajută Lambru, care nu reușește această preluare acrobatică. Ar fi trebuit să aibă o mobilitate inghinală deosebită aici. Spuneam de dubla România-Macedonia de Nord la junior sub 18 ani. Primul meci va avea loc pe 16 iunie, ora 17, pe stadionul Arsenal din Tunari, iar al doilea, revanșa acelui meci, va avea loc la Popești de Ordeni, pe stadionul Intergaz, duminică 18 iunie, de la ora 17. Dacă la Tunari au mai fost acțiuni ale loturilor reprezentative, meciuri și antrenamente ale unor oaspeți din străinătate, în schimb, pentru Popești de Ordeni este o premieră faptul că vine o echipă națională de peste hotare, recte cea Macedoniei de Nord. Aruncare de la margine obținută de Popeșteni, a fost acolo un duel, nu s-a văzut prea bine de la noi de aici din tribună cine, dar dăm credit arbitrilor în discuția referitoare la cine a atins ultimul balonul acolo. Tușă, deci, pentru Popești de Ordeni, executată în lung de linie, mingea retrimisă cu capul spre interior, încearcă acolo Coman să stăpânească acel balon, luptele sunt grele și este fault. Într-adevăr, degeaba se supără spectatorii. Intrarea lui Mihai Sima este una neregulamentară. Stan execută lovitura liberă, liber în dreapta acolo Coman. Poate să avanseze, este întâmpinat de un jucător de Sima care reușește un tackling foarte bun și salvează cornerul. Nu l-a salvat, am avut impresia, dar colțurile terenului sunt mascate ca vizibilitate de suporterii care parcă ar vrea și ei să intre în teren în acest meci. Cum spuneam, de referință pentru istoria de dată recentă a fotbalului popeștean, este performanță maximă pentru formația din Popești de Ordeni să joace finala barajului de promovare. Minge preluată în Careu acolo, centrarea a fost a lui Lambu însă în adversar și echipa din Tunari clar nu joacă la valoarea pe care am văzut-o la această formație pregătită actualmente de Gabi Manu în alte partide pe parcursul acestui sezon. Vincene Toma bagă piciorul acolo, este faultat de Coman. Au sărit scântei efectiv la acest duel. A egalat Reșița la Deva 2-2. Aceasta ar fi modificarea de scor pe care vă pot anunța. Unirea Ungheni, Corvinul Hunedoara 0-2. Vali Ivan calmat acolo de arbitrul Iulian Călin.
Îl înțeleg și pe antrenorul gazdelor, echipa sa este pe cale să câștige meciul. Singurul joc în care nu s-a marcat până acum este derbiul de la Suceava, între Foresta Locală și Ceahlăul Piatra Neamț, unde este egalitatea albă. În rest, goluri în toate meciurile și promisiuni pentru continuarea spectacolului în faza retur, care, vă reamintesc, va avea loc miercuri, 7 iunie, de la ora 17:30. Trandafirescu luptă în colțul careului, Ghineț recuperează, pasa este cam moale, Barbu putea să declanșeze contraatacul, s-a ciocnit acolo de un jucător advers. Barbu nu este Barbu, ci este purtătorul tricoului cu numărul 9, Cosmin Lambru. Barbu a venit să execute lovitura liberă. Spuneam însă, experiența lui Barbu n-a fost astăzi vizibilă, nu s-a observat diferența de clasă teoretică în favoarea unui jucător cu atâtea meciuri în prima ligă. A executat lovitura liberă Barbu spre Hanzu. Mingea ajunge în stânga atacului de la Tunari. O depășire frumoasă acolo, vine și centrarea Achiriloae. Atent! Voleibalează mingea peste bara transversală. Cam așa a luat stângaciul un gol pe o ploaie torențială, apropo de ploaie, cu Montpellier prin 93. Cantona a trimis o minge înaltă, stângaciul a prins-o și a căzut cu ea în poartă. E lovitură de colț pentru CS Tunari din partea dreaptă. Popeștiul în continuare fără corner în această partidă. Și Tunariul cred că are vreo 3. Da, așa este, 3. Minutul 85. Tensiune maximă pe stadionul Intergaz. Vine centrarea la colțul scurt, respinsă însă de Alb Roșii. Nicio referință la Dinamo. Centrarea lui Alexandru Stan, reluarea cu capul este însă imprecisă din mijlocul careului și o nouă posesie ofensivă care eșuează pentru formația care, spuneam, a câștigat seria, însă iată că acum meciurile eliminatorii au o altă încărcătură, nu mai contează neapărat ce s-a întâmplat în sezonul regulat sau în play-off. Pregătit pentru Popești să intre în teren Octavian Nedelcu, purtătorul tricoului cu numărul 9. Deocamdată el așteaptă ca mingea să iasă din teren și ca această schimbare să se opereze. Rămân la părerea că, indiferent cine va câștiga, dacă va fi o învingătoare astăzi, returul va fi cel care va decide formația promovată. Vincene Toma centrează, mingea este respinsă de acolo din careu, aleargă Vincene Toma să recupereze, dar este driblat. O degajare lungă, Onur Caplan pasează cu pieptul până la Sima. Balon recuperat acolo de Coman, care la rândul său pierde. Sima protejează bine și pasează tactic înapoi la fundaș Vlad Motroc. Onur Caplan se asigură, a văzut că vine Herea din spate. Pasa a fost un picuț în spate. Crainicul Arenei a făcut, spuneam, și anunțul acela legat de securitate. După finalul meciului, grupul de suporteri de la Tunari ai echipei oaspete este rugat să întârzie pe locurile pe care le-a ocupat în tribună încă 10 minute, tocmai ca să se evite eventualele ciocniri în afara stadionului. Nu cred însă că este cazul, spuneam, echipele se cunosc, conducerile la fel, ar fi păcat să se strice un spectacol superb pe care l-am văzut astăzi grație canalului FRF TV, această finală infoveană. Urcă Barbu, trece cu greu în mijlocul terenului, pasează pentru Stan, acesta întoarce la nivelul apărătorilor, este acolo Beniamin Hanzu. Reprimește același Hanzu, Barbu, o pasă care ajunge în preajma careului, însă Răzvan Coman este imprecis la acea preluare. Ar mai fi cam 3 minute după ceasul meu până la încheierea celor 90 de minute regulamentare, care însă cu siguranță se vor prelungi. Și este schimbarea de care vă spuneam, intră în teren Octavian Nedelcu, înlocuit Florian Niculae, autorul golului de 2-1, care primește aplauze la scenă deschisă din partea publicului local. Golul său este cel care decide. Gol winning team, iar ca să folosim un termen de peste ocean,
Golul care până una alta decide echipa victorioasă în această primă manșă a barajului Ilfovean pentru Liga Secundă. După opinia mea, partida ar trebui să se prelungească, știu eu, cu vreo 3 minute. Vom vedea însă ce vor decide arbitrii în acest sens. Stan, frumos, acolo, Vincene Toma este depășit de Coman. Centrarea lui Coman, dar apărătorii din mijlocul careului reușesc să rezolve. Era o fază cu accelerație pe partea dreaptă pentru cei de la Tunari. Linge repusă lung, a sărit Vincene Toma, care nu e jucător de talie, dar totuși a respins cu capul posibilitatea de contraatac cu noul intrat Nedelcu la prima atingere de balon. Coman vine și el din spate și recuperează, driblează Barbu elegant acolo, dar intervine Trandafirescu, intervenție defensivă. Mingea ricoșează la Vincene Toma, care degajează. E clar, termină mai proaspătă Tunariul și mai impulsionată, să zicem așa, de faptul că e condusă pe tabelă și ar vrea să restabilească egalitatea, să se pornească de la 50% șanse în retur. Asta s-ar întâmpla în cazul unei egalități. Altfel, dacă Popeștiul câștigă astăzi, e evident, să zicem, în proporție de 60% favorită. Centrarea lui Stan la colțul scurt, cu emoții, prinde Achiriloaei. În doi timpi a intervenit acolo golkeeperul formației gazdă și a reușit să rețină. Oricum, spectacol superb, iată că fotbalul din județul Ilfov chiar produce calitatea. A fost o intervenție greșită acolo a lui Beniamin Hanzu, reparată însă ulterior de colegul său de linie, Alexandru Gheorghe, care a pasat cu capul la portarul Harrison Devenish. Cangurul Tunarilor degajează lung. La Tunarii a fost o fabrică de tunuri din lemn de cireș, să știți, de aceea localitatea se numește așa. Avem timp în al doilea meci să detaliem despre istoria acestor localități învecinate Bucureștiului, limitrofe capitalei, care, iată, dovedesc că pot avea cluburi sportive puternice, echipe de fotbal puternice, care produc un spectacol de cel puțin Liga a doua, cum spuneam. Ne pregătim să intrăm în prelungiri, dragi prieteni. Al patrulea oficial încă n-a indicat cu plăcuța câte minute se vor adăuga. Acum a fost o comunicare între el și arbitrul Iulian Călin. Toată lumea e cu ochii pe al patrulea oficial, să știți, ca să vadă cu cât se prelungește partida. Da, vor fi 3 minute de prelungiri. Aruncare de la margine, Zătreanu este surprins în poziție de offside acolo, inexistent și Zătreanu, de nerecunoscut astăzi, un atacant altfel foarte percutant. E drept că nici n-a avut mingi, spuneam, dacă Popeștiul câștigă, o face din cauza diferenței de abordare la mijlocul terenului. 3 minute suplimentare, cum spuneam, la această partidă în care se intră chiar acum. Indirectă pentru Popești, executată de portarul Achiriloaei. Mingea ia o traiectorie ciudată și se duce pe tribuna a doua, apoi sare undeva în afara incintei. E un final de meci care se urmărește în picioare, pentru că vă dați seama ce emoție este. Și e un final de meci care anunță un retur ce nu poate fi ratat, sau nu trebuie să fie ratat, mai precis. Întreaga comunitate fotbalistică, zic eu că va fi foarte, foarte interesată de acest meci. Se întârzie readucerea obiectului de joc în teren, dar asta nu cred că influențează prea mult, pentru că arbitrul a arătat un timp minim de adăugat 3 minute. Acest timp poate fi suplimentat dacă nu se joacă în prelungiri. Și e o tactică pe care am văzut-o folosită de Popeștei și la partida cu Afumațul. Tot așa, pe final de meci, la un atac al Afumațului, o minge a aterizat ca să încurce atacul respectiv. Balon acum prea lung. Nu se regăsesc cei de la Tunari, echipă care, în general, joacă foarte bine în repriza secundă. Iată că această ipoteză a fost contrazisă astăzi de fapte. În plus, trebuie să spunem că Tunariul nu se simte bine când e condusă.
Este foarte clar o echipă de moral. Totuși, pentru Tunari să nu uităm că a fost înfrângere și în semifinale, ba chiar mai drastică decât acest 1-2 din momentul de față. A fost 3-1 cu gol marcat de Herea pe final de meci, minutul 87. Un gol care a readus echipa Tunarului în cărțile calificării. Vincene Toma, superb exercițiul său tehnic acolo, un dribling. Fază de rapiditate și lovitură liberă pentru formația din Popești de Ordeni, care pregătește o nouă schimbare, va intra Alexandru Angel, purtătorul tricoului cu numărul 13 pe aceste prelungiri. El îl înlocuiește pe Antonio Trandafirescu, autorul golului de 1-0. Aplaudat pentru că a jucat foarte bine acest junior, care iată și-a trecut în cont un nou gol și încă ce gol frumos sub bara transversală. Mingea șutată cu sete de el în minutul 28 cu stângul a produs un gol de Generic TV. Toate golurile, vă reamintesc, au fost foarte, foarte frumoase. Se repune, se duc popeștenii către fanionul de colț pentru a câștiga finalul de meci. Balonul rămâne în teren acolo, iarăși un fault semnalizat de asistent și este un corner mai scurt acum la poate ultima fază a acestui tur de finală de promovare în Liga Secundă. L-am văzut pe Gabriel Manu, tehnicianul oaspeților, nemulțumit de această decizie. Finalele de fapt, barajele pentru promovarea în Liga 3 sunt programate în 17 și 24 iunie și îmi închipui că și acolo va fi spectacol, poate că FRF TV va transmite unele meciuri referitoare la acel moment. Deocamdată avem o centrare pe poartă, mingea lovește însă plasa laterală, este gol turcesc și se termină, prieteni, Sport Club Popești de Ordeni câștigă primul meci, prima manșă a barajului cu CS Tunari, 2-1, goluri marcate de Trandafirescu și Nicolae, respectiv Herea, Claudiu Herea. A fost o partidă realmente superbă care nu face altceva decât să lase deschisă invitația pentru returul din 7 iunie, ora 17:30, de asemenea, în direct pe FRF TV, Cristian Frisc, în numele echipei FRF TV, vă mulțumește pentru atenție cu mulțumirea că am